Neata! Astăzi avem o factură de la Digi pe care trebuie să o plătim că dacă nu rămânem fără internet. Și dacă rămânem fără internet, va fi problematic. Bob, tu ai chef de filmat. Nu ne <laughs> Încet, încet trecem cu proiectoarele pe 4K, majoritatea lor. Așa că eu încă l-aștept pe al meu. În curând o să facem un upgrade în home cinema-ul meu. O să-l schimbăm pe ăsta pe care l-am acum și cu unul 4K, bineînțeles, pentru că na, este timpul. De când l-am văzut pe primul 4K am zis că vreau, dar na, sunt multe altele pe lângă, altele mai prioritare un piculeț, dar va veni și ăla. Azi discutăm despre BenQ TK850. Un proiector foarte șmecher cu o grămadă de funcții, cu specificații de top. 4K Cred că era subînțeles După ce mi-am făcut eu home cinema-ul Am primit o grămadă de mail-uri O grămadă de mesaje Că vreau să-mi fac și eu, vreau să-mi fac și eu De unde ți-ai aia, cum ți-ai aia, ce-mi recomanzi aici, ce-mi recomanzi acolo Mulți dintre voi și-au făcut Am primit poze de la voi, așa că, na, vă felicit Și uh, dacă ați mers în direcția aceea cu mine Dacă ați făcut pasul ăsta înspre home cinema, înspre hi-fi și așa mai departe uh, În curând se apropie momentul în care trebuie să mai faceți unul înspre un proiector 4K. De acolo și motivul pentru care am făcut atât de multe review-uri atâtor proiectoare, și Full HD, și 4K, 4K de acum încolo cât mai multe, pentru ca să-l găsim pe cel perfect, să vi-l recomand vouă. Nu este un review pentru toată lumea, este pentru cei interesați de proiectoare, evident, dar toată lumea este binevenită să stea până la sfârșit, pentru că... de ce nu? Prima și prima dată, specificații. Un proiector 4K Ultra HD cu 8,3 milioane de pixeli, HDR Pro, Dynamic Iris, HDR Brightness, suport pentru HDR10 și HLG, 98% REC709, proiecția se face pe tehnologia DLP, 3840 pe 2160 vine cu 3000 de lumeni ANSI, 98% REC709, 720p și 1080i la 50 și 60 de Hz, iar Full HD avem la 24, 25, 30, 50, 60 de herți, iar 4K tot așa de la 23, 24, 25, 30 și 60 de herți. Deci 4K nativ 60. Deci un upgrade foarte bun pentru un proiector deja actual, să zicem, pe care îl ai și este doar Full HD. Când vine vorba despre design, după cum ați văzut și cam pe la ultimele modele de proiectoare BenQ pe care le-am făcut pe canal, sunt cam similare, mai mult sau mai puțin, cu mici diferențe, dictate implicit de performanța cu care vine proiectorul, pentru că poate e nevoie de un cooler mai puternic, ce necesită un ventilator mai mare, ce necesită un șasiu mai mare, ceea ce face tot proiectorul mai mare și așa mai departe. Ăsta ar fi unul dintre exemple. Este făcut din plastic, cu partea din față un albastru broaște așa frumos, în contrast cu restul proiectorului alb îi dă un vibe foarte elegant. Stăm foarte bine și pe partea de conectivitate, după cum vedeți și voi. Distanța minimă de proiecție pe un ecran de 100 de inch cum am eu aici este de 2,5 metri, ceea ce îl face un proiector short throw. Acum să discutăm puțin despre funcțiile cu care vine. Hashtag features. O grămadă de moduri, atât pentru sunet cât și pentru imagine, bineînțeles. Clar trebuie calibrat el vine precalibrat, vine calibrat din fabrică, însă pentru o experiență mega super 100% cât de mult, nu știu, să scoți cât de mult îți poate oferi proiectorul, evident este nevoie de o calibrare profesională. Cinema Master Video Plus vine cu Color Enhancer, vine cu Flash Tone, 4K Pixel Enhancer și 4K Motion Enhancer, ce au un efect specific pentru culoarea pielii, pentru hue-urile culorilor pielii. Mai multă flexibilitate în ajustarea saturației. 4K Pixel Enhancer ajustează marginile pixelilor, le dă un pic sharpen, ridică detaliile, ca să pară mai pleasing în momentul în care te uiți și privești o imagine pe acest proiector. Deși eu personal, parcă nu sunt foarte, foarte... Uh fan al acestor funcții ce artificial ajustează imaginea. Iar 4K Motion Enhancer este funcția ce îți modifică motion blur-ul din imagine. Este vorba de implementarea noilor frame-uri între frame-urile normale ca să-ți dea din 30 de FPS-uri 60, să zicem. Multe dintre televizoarele moderne au chestia asta, nu e ceva bun dacă filmul este 30 de FPS-uri, este filmat în 24 sau 23.97 sau 30 sau 29.97 câte ori fi, uite-te la el așa pentru că este mult mai ok. Așa a fost el făcut să fie urmărit și nu artificial cu 60 de FPS-uri ca și uh, un, nu știu, o partidă de biliard sau un ski sau, nu știu, o tură în pădure cu motocicleta filmată cu 60 de FPS-uri. Se pierde noțiunea aia cinematică din imagine în momentul în care urci în framerate. De asta filmele de pe film normal au fost în 24 de frame-uri trase acum ani de zile și mai departe. Tot așa sunt și acum după atâția ani. Digital, dar tot în același framerate. Un exemplu pe care aș putea să-l dau și lumea să înțeleagă fără ca să fie efectiv vizualul este Transformers, filmele Transformers. Dacă ar fi fost filmate în 60 de FPS-uri, nu ar mai fi părut atât de realistici roboții, nu ar mai fi fost făcut atât de bine blending-ul și mixul între uh, CGI și practic filmarea reală în momentul în care se transformă în momentul în care. când este, când este vorba despre motion blur în principiu. Nu că îl poți adăuga în post, dar nu iese niciodată ca și cel real. Cinema Master Audio Plus 2 pe partea de audio. Short video projection, după cum am spus, 2 metri jumătate pe un ecran de 100 de inch. Gălăgia pe care o face în momentul în care rulează o imagine, efectiv când este pornit, este între 28 și 30 de decibeli. Este îndeajuns de tare încât să îl auzi și îndeajuns de încet încât să nu fie deranjant. Auto Keystone, indiferent de unde îl pui pe ecran, el își va... Uh, face chestionul automat în funcție de ce vede acolo ca să-ți ofere ție cea mai bună experiență dacă nu poți să vii să-l modifici, să-l ajustezi sus, jos, să-i schimbi suportul, etc, etc. Dacă îl pui undeva, de exemplu, nu știu, mergi în... Ia zic în misiune. Mergi undeva cu el, într într-un concediu, într-o excursie, dar, nu știu, la hotel vrei să te uiți la un film pe perete și nu poți să-l pui exact cum vrei tu, te ajută în funcția asta. Trei moduri de imagine uh, picture image practic, adică prefăcute cu setări de imagine și așa mai departe, Sports mode, Cinema mode și Living room mode. În Sports mode îți dă un bump în brightness, în contrast, huriile ierbii uh, care este verde și așa mai departe ca să facă cât mai ok să se vadă sporturile. Cinema mode este evident pentru film, cu un contrast foarte foarte înalt, cu o luminositate un pic mai scăzută toate treburile astea, iar living room mode este pentru streaming. Dacă te uiți pe YouTube, dacă te uiți pe Twitch, pe TV, știu eu, în camera de zi unde este mai lumină, pentru asta este acest, acest picture mode. Și nu se oprește aici, poți să faci și gaming dacă vrei. Evident. Până în 60 de herți, ai nevoie de un cablu ești de mai puternic, capabil de treaba asta pentru că nu orice cablu îți va duce 4K 60. Imaginea arată foarte bine, fiind 4K poți să te joci. De exemplu, eu m-am jucat World of Warcraft de pe canapia, liniștit pe ecran mare. <laughs> poți să vezi în momentul în care cineva îți scrie ceva. Singurul downside, după cum spuneam anterior este faptul că ești limitat la 60 de Hz, la 60 de fps -uri. mai sus de atât nu poți să urci. Momentan. Și mai e și partea cu input lag-ul, care, na, nu este un proiector pentru gaming. Dacă vrei să mergi pe partea asta, dacă vrei gaming, dacă vrei un proiector de gaming, va trebui să cauți altă serie, este seria de proiectoare pentru home theater de la BenQ și nu astea. Dacă sunteți interesați de asta, v-aș îndruma spre alea, sunt cu un input lag mai micuț. Input lag-ul nu este intolerabil, în World of Warcraft merge, dar dacă vrei să joci mai multe chestii, mai profesional, mai un CSGO, mai chestii de genul ăsta, nu. Nu ți-l recomand. Și cam asta este toată treaba. Cam asta am avut de spus despre proiector. Abia aștept ultra short throw ul meu 4K să mai facem un maraton, așa de vreo 2-3 zile de filme. <laughs> da, interesații de acest proiector, evident îl găsiți în descriere jos, un comentariu, abonați-vă dacă nu sunteți abonați încă, facem chestii șmechere aici pe Cimflix TV, printre review-urile produselor pe care trebuie să le facem, pentru că despre asta este vorba, nu? Despre tehnologie și tehnologia este un mediu foarte vast, foarte plin de gadget despre care trebuie să discutăm. Așa că până în următorul, vă doresc o zi bună! Pa, pa!